România a înregistrat în ultimele 24 de ore un număr de doar 8.059 de teste, dintre acestea 3.252 fiind pozitive. Practic, se testează la un sfert de capacitate. 109 români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, iar rata de pozitivare a testelor a fost de 40,3%. Numărul scăzut de noi cazuri ar arăta o situație mai bună în ceea ce privește pandemia de COVID-19. Acest lucru este contrazis însă de numărul românilor aflați în stare gravă la ATI. La terapie intensivă, un număr record de 1.289 de pacienți sunt internați în acest moment. Până în prezent, pe teritoriul României, peste 559.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 460.780 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 13.494 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 15. Din păcate, au fost înregistrate încă 2 decese în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre 2 bărbați, ambii prezentând și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate încă 2 decese. Primul deces a fost un bărbat în vârstă de 77 de ani, care prezenta următoarele comorbidități: cardiopatie pulmonară, hepatită și etilism cronic. Al doilea deces a fost un bărbat în vârstă de 89 de ani, care prezenta comorbiditățile: cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială și fibrilație atrială. De la începutul pandemiei, 4.747 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 4.392 de gorjeni s-au vindecat, iar 232 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, județul Gorj înregistrează 0,91 la 1.000, cea mai mică rată de infectare la nivel național. Aceeași incidență de 0,91 la 1.000 se înregistrează și în Harghita, iar la polul opus, cea mai mare rată de infectare este la nivelul municipiului București, 6,9.